Ai luat canalul Vericu, încă un canal Vericu, iau Dâmbu Vericu. Salutare, răzărași, bine ați revenit pe canalul meu cu frână bruscă, se știe. Ce frumos este afară astăzi. Eu împreună cu Vericu mergem până reprezentanță la BMW Motofab pentru a-mi face revizia de 10.000 la Bimi. Și am zis, bă, dacă tot stau, durează, mă rog, vreo 2 ore, să nu stau 2 ore degeaba. Am vorbit cu băieții de acolo să îmi dea la test ride un S1000XR. Este un sport touring pe care chiar îmi doream să îl testez de ceva timp și acum am avut ocazia de a-l testa. Hei! Ce ai zis? Dacă nu-i dau prioritate lui Vericu, ce? Dacă nu dai prioritate de Vericu, așa, să-ți cadă coaiele. Exact. Da. Și cum spuneam, am zis să iau la test ride un sport touring BMW S1000XR. Pentru că de mult voiam să testez acea motocicletă, să văd cum este. Și din câte știu, da, are S1000XR-ul și S1000R-ul Naked-ul au același motor pe care îl are și S1000RR-ul. Doar că diferența dintre cai, între cele trei, acesta care are 205, XR-ul are 165 de cai putere. Stai că nu te aud, că vorbesc și eu cu lumea. Ce ai spus? Ați sunat la linia, Vericu, ce vă putem ajuta? Cu un spațiu printre mașini ca să ajungem și noi mai repede. Ce să fac? Da, 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 du-te, dă-te jos pe motocicletă, bate în geam și zic, dă-te! Hai, exact. Mai ești cu Suzuki pe... A. Îl avem pe Vericu aici, o să fim 2 verici astăzi. 2 verici pe touringuri. Sunt tare, tare curios sunt pentru... O să fie, da, o să fie a doua motocicletă de timp touring pe care o să mă plimb cu ea. Că prima a fost cea de la Harley Pan America. Și din punctul meu de vedere mi-a plăcut, dar parcă ceva îi lipsea, sincer să fiu. Și cum am zis, bă, ia-mă, hai că acum e momentul să iau la test ride acele Sony XR, pentru că oricum multă lume, mă refer la alți youtuberi din alte țări, lăudau foarte mult Sony XR-ul și am zis, bă, ok, ia-mă, am zis, bă, a venit momentul, mergem, îl testăm. Nu știu cum ne dracului mă ia Vericu, că teoretic ar fi trebuit să o luăm pe preunirii, dar ce, Doamne iartă, mă faci, Vlade, băgața sârma nas. Nu știu de ce mă ia el pe aici, dar în fine. Știi, m-a amuzat că la început i-am spus, și să ajunge acolo, de fapt nu, m-a amuzat la început că l-am întrebat, uite, bă, aici a fost liceul meu, adevărat, mamă. Da, acolo am învățat Răzărescu, 12 ani, cu plăcere. Ce ziceam, m-a amuzat la Vlad că l-am întrebat dacă are suport de GPS, ca să punem direct să ajungem acolo, zic că nu are, zic că știe unde, știe el drumul. Zic eu, a, ok, bine, și face aia, m-a întrebat după aia, ai încredere în mine? Eu, nu. El, da, e bine, așa și trebuie. Bă, nu era mai bine, mă, să o luăm spre Unirii? Nu, te aud, ok, lasă așa. Trebuie să-mi iau neapărat un intercom, pentru că deja nu se mai poate. O să ajung și eu un veric de genul și o să am nevoie de intercom. Ca să fiu aici conectat cu vericul, să vorbim între noi. Chestii diverse, sanchi, vrăjeală. E roșu, vericule, pune frâna aia. Mâncați-a și nu un ABS-ul pe care l-ai, pe care, da, pe care l-ai.
Am uitat că... Da, ce să faci? E bine, da? Ce înseamnă... Ce înseamnă ABS de la Kawasaki, mâncați-aș gura ta? Sunt curios ce XR... Că uite că am uitat să întreb dacă este cel stock sau o să am și o ocazie de pachetul M la un XR, nu știu, vreau să văd și eu toate opțiunile pe care le are motocicleta respectivă, gen ce se poate pune pe acea motocicletă, că m-am uitat pe site la ei, la ceva configurări și e destul de interesant, nu zic, nu? O luăm cu stânga după Vericu, o luăm cu stânga după... nu mă luăm. Am înțeles ce vrea Vericu să facă, vrea să facă românească de asta, șustă, perșustă, cu poliția, ulei pe jos. Hai, zic, hai, băgați-vă că nu mai am și eu loc. Nu bat pe partea cea. Ah, wow, ok. Vericul on fire. Mamă, ce dor îmi era să... să ies cu motocicleta, să mă oprim și, sincer, îmi este un dor să fac un drum de ăsta mai lung. Și cred că luna aceasta o să fac o poiană, ceva, I don't know, chiar îmi e dor de un drum lung. Faza este că ar cam trebui să îmi schimb și GoPro-ul. Că, fun fact, nu se mai găsesc baterii de GoPro și oricum camera mea atât și bateriile s-au cam umflat, dar camera mea e cam păducă. Nu pot spune că mai este, nu știu, nu mai e atât de profi cum e atunci când ai una nouă, gen. Bă, da, tu ai camera, filmezi? Ai baterii? Ai baterii? Adică ți-ai luat camera degeaba? Păi, îți dau eu baterii, mă, nebunule. Hai pe aici, Vericu. Hai, Vericu, pe aici. Pe aici, Vericu, pe aici. Hai, Vericu, hai. Haide, 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 haide. Băi, am eu baterii dacă vrei. Ha? Zic, mai am eu baterii la mine dacă vrei. Ok, treaba ta. Vericu, Vericu. Te-ai călcat pe picior și asta să moară Jeana. Da. Să înțeleg că așa o să mă chinui și eu cu XR-ul? No. Aoleu, da, stai că la XR nu se rabatează oglinzile. No. Sunt curios, da, și oricum ziceam că următoarea motocicletă nu o să mai fie super sport. Nu știu cât o să mai stau cu BMW, dar pe viitor zic așa. Că... bun venit în București! Ai căștile pe urechi și conduce, să dea dracii, ascultă muzică, în fine. Cum ziceam, vremea mea de sportivă o să se ducă, pentru că oricum, sincer, e mult mai confortabil să mergi cu un touring la drum lung comparativ cu sportiva și na, mă gândeam pe viitor ce motocicletă o să fie, ori un naked, dar din câte știu o să mă spargă vântul, pentru că nu o să am parbriz, sau să-mi iau un touring, sport touring, habar n-am. Dar ideea e că o să trebuiască să scap de poziția asta cât mai curând, pentru că la cât am mers anii ăștia m-a cocoșat foarte tare sportiva la drum lung. Și Vericu cu
Versus-ul n-avea niciun stres pe motocicleta asta ca pe scaun. Ca pe fotoliu stai, de fapt. Că stai ca pe fotoliu pe motocicleta asta. Că stai ca pe fotoliu pe motocicleta asta la drum lung. Te doare la basket. Da. Hai. Hai, hai, că ne ia V-Max, X-Max, ce e ăsta, V-Max, nu, N-Max, nu văd dracu până acolo să ne trecem. Am chiorit, bă, băieți. Nu, Max, nu e ăla, nu? Da, nu, Max. Păi și bă, dacă eu voi deveni veric pe viitor, asta înseamnă că trebuie să-mi schimb și casca, ești nebun? Să vedeți un veric, gen, pe poziție, pe motocicletă de genul cu un... AGV pista? Trebuie să-mi iau... Trebuie să-mi iau cască de... Cum dracu se numea, mă, flip-up, mă lua spătava, am uitat cum să îi ziceam lapsus. Doamne, cât de mult ador acest oraș minunat și acest trafic care m-a... Deja sunt copt și afară cred că-s vreo 16 grade, dacă nu mă înșel, să puțin ceva mai cald. El e vericul căruia, așa, dă-i cu piciorul în roată. Mersi, mersi. Bun, și am ajuns la Motohub. Uite, avem aici un Aprilia 6, 6, da? Da, am mers pe el. Mamă ce... Mamă ce-am văzut. F900R-ul, GS-ul, Aprilia R90, da? Uite, Mobra nouă de la BMW 2023. Uite, asta e Mobra nouă de la 2023-ul. Deci... Care nenoi? Care nenoi are? Cum nu vezi nimic? Uite-te la a mea. Vine, vin pe partea asta, mă rog, vine partea asta cu wings-uri. Bă, eu nu am asta, oricum. Partea asta eu nu am, asta. Aduc șurubenița. Uite, astea sunt schimbate. Deci ce design frumos are cu RR așa aici. Arăt și eu la lume noul S1000RR. Poftim? Unde vin și eu un veric pe S1000RR? Șaua e la fel? Da, e aceeași. Șa de pasager la fel. Bun, ce mai avem pe aici? GS de 500, R de 300, XR-ul pe care o să-l iau la test ride. Diferă față de ăsta? Ăsta cred că e al cuiva, cred, sau nu știu. Mă uitam dacă diferă între ele, dar toba diferă. Diferă care? Ah, e de 900 ăsta, mă, stai, e de 900. Bun, și avem aici o gamă largă de motoscârțe. Ce ați dori să luăm la test ride? În afară de... Nu vreau așa ceva. Da, hai în reprezentanță să vorbim, să-mi las Mobra, că am luat-o, și să luăm în primire XR-ul la test ride.